mesaje, conferințe, predici, toate la ediția specială Actualitatea Evanghelică. Bine v-am regăsit, David Reguș sunt. Astăzi îl ascultăm pe pastorul Virgil Neagu, aici la Actualitatea Evanghelică, ediție specială, cu o predică prezentată la Biserica Poarta Cerurilor din Timișoara, predică rostită pe data de 2 martie. Subiectul predicii este Duhul Sfânt, pe care unii îl tratează și mai ales îl flutură ca pe o stemă. Despre ce este vorba? Vedeți imediat. Pastorul Virgil Neagu. Vom asculta cuvântul Domnului din Evanghelia după Ioan, capitolul 16, de la versetul 5 până la versetul 11. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci, dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă mai veți vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Amin. Sfânta Scriptură spune că Domnul Iisus Hristos, după 3 ani și jumătate împreună cu ucenicii, începe să-i anunțe pe ucenici că timpul de părtășie cu ei se încheie, că Domnul va pleca. Și ucenicii, cum era normal, au început să se întristeze. Au stat cu El 3 ani și jumătate și nu-și puteau problema de nimic. Pentru că atunci când le era foame, era suficient ca Domnul să găsească o pâine de ors sau niște pește, să se roage pentru acele alimente și efectiv mii de oameni, nu numai să guste, să mănânce și să se sature. Nu se putea problema dacă vreunul din ei se îmbolnăvea. Domnul putea vindeca orice fel de boală. Iar dacă cumva era departe și moartea completea boala respectivului, Domnul putea din casă, pe drum chiar spre cimitir sau după ce intrase în putrefacție, îi scotea de acolo, pentru că El era învierea și viața. Ce să mai spunem despre răspuns la întrebări? Ce să vă spunem că cunoștea absolut totul despre oameni și n-avea trebuință să-i declare cineva ceva? Erau așa de bine în prezența Domnului, însă Domnul vine și îi surprinde și le spune, vă este de folos să mă duc. Căci dacă nu mă duc eu, și parcă și eu aș spune cu ucenicii, Doamne, nu te duc chiar nu te duc. E atâta de frumos cu tine, chiar dacă unii dintre noi exprimă la anumite momente că e bine să facem câteva colibi, efectiv, e bine cu tine aici. Însă Domnul se gândea nu numai la ei, ci se gândea la cei de la poarta cerului, se gândea de la cei care se adună astăzi în țară la un moment de rugăciune și spunea, dacă nu mă duc eu, Duhul Sfânt nu va veni, dar dacă eu mă duc, vi-l voi trimite și prin Duhul Sfânt vă veți ruga la poarta cerului și nu mă vă veți ruga, veți fi ascultați. Oriunde se adună credincioși, acum cântă, se roagă, predică, ascultă și trăiesc prin Duhul Sfânt, că-i de folos. Fiecare dintre noi avem călăuzire din partea Domnului prin Duhul Sfânt. Și de aceea Domnul Iisus Hristos spunea, vă voi trimite Duhul Sfânt, iar El vă va călăuzi în tot adevărul. Trăim astăzi o vreme în care de foarte multe ori întâlnim oameni care citesc Scriptura, care au o oarecare relație cu Domnul, care frecventează anumite slujbe și ascultă anumiți predicatori, au un anumit timp devoțional și la un moment dat, pe baza unor învățături, vin și spun, da, și eu am această binecuvântată părtășie cu Duhul Sfânt. Am Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și pe mine mă călăuzește. Și mulți dintre ei vin și se laudă și spun, știi, mi-a dat Dumnezeu cadou ăsta, darul ăsta al Duhului Sfânt. Și spui, măi, arată-mi-l. Sunt oameni care la un moment dat te anunță că un prieten drag și scump le-a dat cadou o mașină și a pus-o la ei în garaj. Și curios să-i vezi mașina, să-i vezi că are roți, are motor, are portiere, are o grămadă de-a piese și să vezi cum funcționează toate astea unite, îi spui, băi, arată-mi. Și se duce, deschide ușa la garaj și îți arată. Spune, uite asta a meu. Frații mei, aș vrea să vă spun foarte clar, foarte mulți oameni spun, dom'le, am primit Mângâietorul și îți ridic ușa de la garaj și îți arată stema. Frații mei, ca să poți vorbi că ai, îți trebuie să arăți o mașină care poți rula cu ea, nu iei stema în buzunar și după aia duci cu trenul. Nu.
ci trebuie foarte simplu să prezinți că ai lucrul respectiv. Ei bine, aș vrea să vă spun, nu-i suficient doar să participi la o slujbă, să fii de acord cu lucrările Duhului Sfânt, ci dacă Duhul adevărului a venit peste tine și în tine, când tu vei deschide ușa inimii, să vă vedea că prezența Domnului este acolo în mod vădit. Și permiteți-mi să vedem dacă avem în garajul nostru, în inima noastră, exact ceea ce a trimis Domnul. Pentru că Duhul Sfânt, din simbolistica lui în Sfânta Scriptură, transmite anumite lucruri care au acoperire biblică. Primul mod pe care aș vrea să-l prezint pe Duhul Sfânt este cel din ziua cinzecimii, când peste uceniți s-au coborât niște limbi ca de foc, fiecare, câte unul peste fiecare dintre ei, și ei au început să vorbească după cum le da Duhul să vorbească. Stimații mei, când Duhul Sfânt în viața mea și a ta ca foc, primul lucru pe care îl face este încălzește. A trecut perioada de iarnă, dar am simțit nevoia în zilele friguroase să încălzim casa noastră. Și focul este folosit în primul rând la încălzire. Aș vrea să vă spun, stimații mei, când Duhul Sfânt vine peste viața unui credincios, încălzește în el dragostea lui pentru frați, dragostea lui de biserică, dragostea lui de scripturi și implicit dragostea lui pentru Domnul. Dacă Duhul Sfânt în viața ta, încălzește aceste lucruri. Foarte multe biserici se laudă cu stema, dar nu există dragoste în mijlocul lor. De foarte multe ori nu se dezvoltă, pe baza faptului că nu pot trece peste, frumos. Mai presus de orice, să aveți o dragoste fierbinte unii față de alții. Căci tocmai dragostea asta fierbinte vă ajută să faceți ceva. Căci dragostea fierbinte acopere o sumedenie de... Noi avem dragoste, cel puțin pentru neamuri, pentru prieteni, pentru aia care au aceeași concepții ca și noi, privitor la venirea Domnului, aceeași mod de a gândi, oameni cu care ne înțelegem din priviri bine. Avem dragoste, pe ăștia acoperim. Dar Domnul nu ne-a chemat să-i acoperim numai pe cei care sneam cu noi, numai cei care cred ca noi, care au aceleași concepții. Ci Domnul în treapta valorilor și în scara aceea valorilor, când spunea că cu credința trebuie să unim fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința răbdarea, cu răbdarea înfrânarea și așa mai departe, penultima treaptă este dragostea de frați și ultima... iubirea de oameni. Foarte mulți dintre noi nu ajungem nici la penultima, ci să mai vorbim de ultima. Pentru că nu suntem capabili să iubim pe frați cu o dragoste fervinte. Nu putem să mergem la iubirea de oameni. Că la iubirea de oameni intră iubirea față de vrăjmași. Dar efectiv, chiar dacă nu crede ca mine, nu gândește ca mine, n-are maturitatea ta sau a mea, dar efectiv înăuntrul meu există ceva care îmi încălzește dragostea pentru el. Și mă bucur că e la adunare, și mă bucur că cântă împreună cu noi, și mă bucur că are părtășie cu noi, și în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere umblăm la fel. În celelalte ne va lumina ori pe mine, ori pe el, Dumnezeu care are putere să dea lumină. Dar asta o produce doar dragostea fierbinte. Dragostea fierbinte ne ajută să rezolvăm foarte multe probleme. Una dintre cele mai importante probleme pe care le avem, frații mei, este de proclamarea adevărului. Adevărul de obicei doare. Adevărul de obicei este tranșant. Adevărul de obicei produce în cel care ascultă adevărul acela, produce o anumită schimbare câteodată violentă, dureroasă. De aceea totdeauna adevărul trebuie spus în dragoste. Pentru că dragostea fierbinte mai ales te ajută ca adevărul acela să fie ușor de aplicat, de rezolvat. Imaginați-vă dumneavoastră că cineva din biserică la un moment dat are anumite dureri, mai ales în partea dreaptă, zona inghinală, abdomenul dintr-o dată se mai întărește, așa, și fuge imediat la un medic. Medicul când îl vede, doctor de interne, trimite la chirurg. Chirurgul îi face o evaluare și spune, domnule, ai apendicele inflamat, el trebuie extirpat, trebuie scos. Dar chirurgul nu vine imediat cu bisturiul la tine. Cheamă pe un nou anumit om care a făcut o grămadă școală și ăla vine și te cântărește și apoi îți face anestezie. Și după ce îți face anestezie, care reprezintă dragostea fierbinte, rezolvă adevărul, problema ta, apendicita inflamată, nervii tăi, durerile tale, problemele tale, nerăbdarea ta, o rezolvă, scoate de acolo, extirpă, coase înapoi și toată lumea e bine.
La noi, frații mei, când noi vedem vreo greșeală în frații noștri, că vedem, dacă ne aduce Dumnezeu în aceeași biserică, vrei, nu vrei, îl vezi. Bineînțeles că pornim drujba și vrem să mergem după el să-l operăm. Însă trebuie totdeauna să folosim dragostea fervidă. Fratele meu, te-am văzut de atâtea ori marța seara la biserică. Efectiv, ești râvnitor pentru casa Domnului. Când slujești în biserică, biserica capătă zidire. Efectiv, felul tău de a trăi pocăința ne îmbărbătează pe toți. Asta e dragoste ferbinte. După care vii și spui, dar aș vrea să spun că există un aspect din viața ta. Știi că oamenii te ascultă? De obicei, în mediul nostru evanghelic și noi operăm. Îl prindem pe om și îi spunem, din dragoste te operez acum, pe viu. Nu-i faci și anestezie, îl operăm ca să scoatem rău, că tu ești nervos, tu nu ești pocăit, tu nu ești răbdător, te operez acum, ăla țâpă, răcnește cu tare, după ce l-am operat și ăla e leșinat, noi arătăm că avem și anestezie, că te iubim, fratele nostru. Ori nu-i corect când ne adunăm să ne iubim cu o dragoste ferbinte? Și operațiile se fac simplu după aceea, foarte simplu. Extraordinar, chiar vin oamenii la operații, frate, dacă ai văzut ceva greșit în mine, te rog să-mi spui, ești un asemenea persoană? Pentru că dacă ai Duhul Sfânt care încălzește, vei face lucrul acesta, Doamne ajută! Vei fi sigur totdeauna, nu vei avea de făcut operații chiar toată ziua, dar anestezia o să-ți trebuiască toată ziua. Trebuie să știi să vorbești cu oamenii și oamenii vor vedea că există căldură în vorbele tale, că Duhul Sfânt nu e numai teorie, ci efectiv, tu chiar poți să acoperi. Lucrurile pe care ne le cere Biblia să le acoperim, frații mei, noi nu putem ispăși păcatele nimănui și nici ale noastre. Și Dumnezeu nu ne cere să ispășim ceva. Însă sunt oameni care au greșit, sunt oameni care au păcătuit. Și în mintea noastră, care e structurată logic, se formează anumite fișiere sau sertare. Și când de numele meu, de exemplu, este pomenit undeva, dacă cineva pune acolo lucruri bune, aia se pune în sertar. Dacă cineva într-o zi spune lucruri rele, se pune în sertarul ăla, în fișierul ăla. Problema este că multe din lucrurile pe care rele, pe care le-ați auzit voi și chiar eu, chiar la poate le-am făcut. Și nu că poate, sigur le-am făcut. Anumite lucruri. Ei, lucrurile alea eu m-am pocăit. M-am întors la Domnul, ne-am cerut iertare, am stat o noapte în rugăciune, am plâns înaintea Domnului și am avut simțământul și convingerea că Domnul m-a iertat. Și pe voi la fel, nu-i așa? Nu-i așa că atunci când noi greșim și ne cerem iertare, în cât timp ne iartă Domnul? După 2 ore? După 3? După 1 săptămână? Înaintea cinei Domnului? Când? Chiar imediat. Bine, pe noi ne iartă imediat, pe ceilalți nu iartă imediat, nu-i așa? Cam asta e treaba. Ori dragostea fierbinte te face să gândești căci cum te iartă pe tine imediat Domnul, așa l-o ierta și pe celălalt imediat. Ca atare dragostea ta poate acoperi. Că sunt o grămadă de lucruri pe care le purtăm în inimă, la care Dumnezeu i-a iertat pe oamenii aia, dar tu n-ai acoperit. Și dragostea fierbinte mă ajută să mă rog cu oameni care poate mi-au greșit mie sau altora, dar ajută Duhul Sfânt să acopăr lucrurile acestea și să mă pot uni în cântare. Împărtășie cu ei, Doamne ajută! Duhul Sfânt în primul rând încălzește, în al doilea rând luminează. E foarte frumos aspectul acesta, pentru că conștiința noastră sau cugetul nostru, cum este vorbit în Biblie, este cât de cât educat. Părinții noștri ne educă și le spune, băi, nu-i frumos când mergi în autobuz sau în mijloc și vezi o doamnă mai în vârstă sau o femeie însărcinată, tu să stai pe scaun cu nonșalanță să bestești și te faci că asculți la căști. Nu-i frumos. Ridică-te și dă locul la persoana respectivă, pentru că asta este învățătură. Aș vrea să vă spun lucrurile astea, vrea, nu vrei, te urmăresc în viață. Te urmăresc, chiar când ajungi la un moment dat să ai o vârstă înaintată, tot îți vezi o anumită persoană și conștiința ta este educată, nu-ți dă pace, cu toate că îi puteai, ai plătit locul sau ți l-ai câștigat, te-ai așezat din timp. Efectiv, nu-ți dă pace, conștiința ta este educată. Dascălii îți educă conștiința, dar nimeni nu educă conștiința cum o educă Duhul Sfânt. De aceea Pavel spunea, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Și cea mai înaltă instanță, dacă toți mă aplaudați pentru un anumit lucru pe care l-am făcut eu la adunare generală, că i-am zis-o nu știu care și toți spun, băi, trebuia să-i zică cineva, dar dacă cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi spune, nu trebuia să faci lucrul ăsta. E un frate, nevasta era acolo, copiii erau acolo. Chiar dacă puteai să-l mustri, trebuia să folosești anestezia și în particular în sala de operație, nu în public. Trebuia să faci asta. Frații mei, nu pot dormi noaptea. Toată lumea mă aplaudă, dar Duhul Sfânt mă condamnă.
Și dacă toată lumea la un moment dat mă mustră, dar Duhul Sfânt spune, ai făcut bine, iubiții mei, în fața acestui tribunal, eu trebuie să stau bine. Aș vrea să te întreb pe tine, cât te luminează Duhul Sfânt? Că în funcție de cât te luminează Duhul Sfânt, o asemenea pocăință și viață de sfințenie trăiești. De ce vă spun asta? Dacă se stâng luminile la dumneavoastră aici, fiindcă afară s-o lăsat noaptea, să face întuneric. Prin tuneric nu mai poți vedea cum stau cablurile astea aici. Prin tuneric nu mai poți vedea dacă a căzut un șervețel jos. Prin tuneric nu vezi pe nimeni. În tuneric toată lumea stă bine. Nu poți să-i spui cuiva din întuneric, băi, ai o pată pe obraz. Că la tine treabă, dar de unde vezi tu, măi? Ce vezi în infraroșu? De unde știi tu? În întuneric toată lumea e ok, toată e bine. De-aia toți oamenii vor să trăiască în întuneric și nu vin la... Pentru că lumina îi deranjează, ved petele, ved toate celelalte lucruri. Întunericul e foarte profitabil. Le spuneam la frați despre arabul ăla, care i-a dat cineva o ladă cu mere și era în cortul lui și avea o lampă acolo și mușcă dintr-un măr și vede că era bio, adică avea verme. Avea verme. Mușcă din al doilea, vede că are verme. Mușcă din al treilea, vede că are verme. S-a supărat. O stâns lumina și-a mâncat de merele. Stimații mei, e foarte ușor la întuneric. Nu mai există verbi. Totul e ok, totul e bine. Când ești la întuneric. Problema când aprinzi lumina, apar verme. Problema când aprinzi lumina, se văd păcatele pe stoc. Ei, să presupunem că în biserica dumneavoastră cade lumina. Cineva de aici aprinde o lanternă de la telefon și începem să bâșbâim, să vedem unii ieșirea, unii întrerupătorul. Cineva fuge la mașină și are o lanternă de aia cu baterii mai puternică, îl bagă în umbră pe ăla cu lanterna de la telefon. Și pe când ne străduim noi să așezăm, vine dintr-o dată din nou tensiunea și vedem lucrurile clar. Stimații mei, dacă Duhul Sfânt îți luminează cugetul tău cât o lumânare sau cât o lanternă la telefon, o să ai voie multe lucruri. Totdeauna o să spui, dar în biserica cu tare cum de se poate? Dar în cealaltă cum de se poate? De ce? Pentru că zona ta în care ești luminat este o zonă foarte, foarte micuță, așa. Vezi lucrurile și mai multe în întuneric. Tu o să-ți permiți o grămadă de lucruri. De ce? Că Duhul Sfânt îți luminează cugetul tău doar parțial. Dar ia imaginează-ți că dai voie Duhului Sfânt pe care l-ai primit și n-ai numai stema și îi dai voie să-ți luminezi în toată puterea Lui. O să te ferești de orice ți se pare rău. Adică nu-i dovedit rău. Numai ți se pare, n-ai probe de laborator. Ți se pare rău, domnule, lucrul ăsta mă va duce la rău. Înăuntru meu, cugetul meu, simt că nu-i pentru mine asta. Știți că astăzi există credincioși care iau această călăuzire la nivelul cugetului? Păi o vreme când e de cumpărat tiruri, de făcut cutare, de făcut afaceri. Domnule, eu stau în fața cugetului meu și dacă am în garajul meu pe Duhul Sfânt, El începe să mă lumineze și îmi spune, da, ăla e bun, se descurcă la asta, la asta l-am chemat. Celălalt, dar pe tine te-am chemat la Evanghelie. Pe tine te-am chemat să mergi prin casa văduvei și a orfanului. Pe tine te-am chemat să muncești cu mâinile tale la ceva bun. Ți-am dat înțelepciune ca lui Bețalael, ca să faci lucrurile bine, ca să fii un model pentru cei. Și cugetul tău luminat de Duhul Sfânt te va călăuzi în viață, că îți luminează pașii. De aia spune Biblia, ungerea pe care ați primit-o de la El vă va învăța toate lucrurile și n-aveți trebuință să vă învețe cineva, spunea Apostolul Ioan. Asta nu înseamnă că n-aveți nevoie de predicatori, că n-aveți nevoie de studiu biblic. Nu! Ungerea pe care ți-o dă Dumnezeu nu te învață teologia pe care trebuie să o înveți de la frații care o prezint aici. Ungerea Duhului Sfânt nu te învață ce va face Biden în viitorul apropiat, dar ungerea te învață ce trebuie să faci acum să placi Domnului. Dacă aș avea un dar de descoperire și Dumnezeu mi-a descoperit ce ai făcut săptămâna trecută sau luna trecută, m-aș duce la tine, te-aș ridica în plenul bisericii și chiar dacă te înroșești, chiar dacă te înverzești la față, eu îți spun tot ce îmi spune Domnul. Dar slăvit să fie Domnul că nu mi-a descoperit nimic. E bine pentru voi. Dar în timp ce eu vorbesc aici, dacă tu ești sincer în fața cugetului tău, luminat de Duhul Sfânt, știi ce trebuie să faci ca să placi Domnului fără nicio profeție? Știi, că ungerea te învață, o ai. Știi pe cine trebuie să ierți, știi ce datorii trebuie să dai înapoi, știi de la cine trebuie să ceri iertare, știi că cugetul tău luminat de Duhul Sfânt, nu ai nevoie, știu că mulți, mai ales în mediul nostru pentecostal, Domnul, eu trebuie să-mi cer iertare, dar să-mi spună Duhul Sfânt. Eu ca atare, dacă nu-mi spun, băi, dar cugetul tău nu te învață?
Chiar trebuie să vină un om pe care îl pune Duhul Sfânt să vină de la Suceava să-ți spună: bărbatule, scoală-te de aici că ești insensibil și du-te și te împacă cu fratele tău, dacă cugetul tău luminat, dacă tot ai Duhul Sfânt, nu-ți spune să rezolvi treaba asta, chiar ai nevoie de profeție, câteodată nici nu trimite Domnul, că trebuie să fii călăuzit din interiorul tău, profesorul, înăuntru. Și dacă eu mă iau după profesorul dinăuntru și Dumnezeu vrea să mai completeze, vine din America să-ți dea sfat. Dar dacă nu, uită-te la ce-ți vorbește Domnul, că Duhul Sfânt nu numai încălzește relația, ci luminează. Ultimul aspect pe care vreau să-l prezint la domeniul acesta al lucrării Duhului Sfânt pe care o face, este că focul, Duhul Sfânt, arde ceea ce este rău. Foarte multe lucruri din viața noastră nu sunt dobândite de noi. Unele le dobândim noi dacă nu suntem atenți, dar unele le-am moștenit. Spune Scriptura că noi moștenim de la părinți și casa și averea, și părinții ne dau cât au, unii mai puțin, alții mai mult. Dar noi mai moștenim ceva, felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseți de la părinții voștri. Am cunoscut oameni care sunt pocăiți în adunare, dar sunt foarte nervoși, foarte nervoși. Nu poți să stai în fața lui până nu-ți spune el câteva așa. Când te uiți, el îți spune: eu sunt câți băia bun, să vezi bunicul, bunicul te duce, îți cere o greblă, îți dădea două palme și după aia te întreba și vrei. Greblă, bădie, ai luat bonusul înainte. Tata la fel, apoi eu seamăn cu el și mergi la el: măi omule, dar tu în pocăință nu trebuie să fii nervos. Tu în pocăință trebuie să te ții de cuvânt. Păi, frate, neam de neamul meu spunea ce spunea, dar nu trebuie să-l bagi în seamă. Pentru că noi așa suntem noi. Noi nu suntem bețivi, noi nu suntem afemeiați, dar suntem încăpățânați. Și asta e a noastră. Cum tățaua lor, noi avem a noastră. Fratele meu, dacă îl iei și ți le asumi asta și spui că e ok să fii nervos, că e ok să nu te ții de cuvânt, că e ok pe lângă multe lucruri bune le faci, tu mai faci altceva, aș vrea să vă spun că niciodată n-ai să scapi de el. Ai să mori cu stările astea. Dar dacă vii în fața Duhului Sfânt și spui: Doamne, tata a fost nervos, și asta e treaba lui. Și bunicul a fost și mai nervos, și asta e treaba lui. Dar eu, Doamne, nu vreau să fiu așa. Te rog, Doamne, ajută-mă. Și vine focul Duhului Sfânt și arde. Slăvit să fie Domnul. Și vezi, dintr-un om care altă dată îi tremura tot satul când era nepocăit, tremura când îi venea el, la momentul actual, un om calm și liniștit și tot se miră: băi, dar tu ești ăla aprig, așa cum era. Da, eu sunt, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos prin Duhul Sfânt trăiește în mine. Câtă vreme nu expunem lucrurile astea, rămânem nervoși, rămânem neserioși, rămânem cu o mărturie proastă și ridicăm ușa de la garaj și spunem că avem stema. Câtă vreme în viața noastră e Duhul Sfânt, el începe a arde. Ne spune Sfânta Scriptură că Domnul Iisus îi prezintă ucenicilor că vine vremea să plece, dar înainte de a pleca, va fi dat în mâna celor fără de lege, îl vor răstigni, iar ei toți îl vor părăsi și vor fugi. Petru, cu alte cuvinte, dându-și seama: Doamne, pe ăștia îi cred în stare să o întindă din zonă, pe ăștia îi cred în stare să te lasă, dar eu aici stau, lângă tine, nu se atinge nimeni, eu sunt aici. Și Domnul îi spune: nu va cânta cocoșul de două ori și tu te vei lepăda de mine de trei ori, Petru. Și ajunge Petru, în timp ce ceilalți chiar au fugit, îl urmează în curtea marelui preot. Și acolo se leapătă de Domnul în fața celor care a spus: băi, tu ești de-a lor. Nu, se jură. La un moment dat vine o slujnică. Deci n-avea nicio autoritate. Femeile pe vremea respectivă nu erau admise să depună mărturii la tribunal, că nu conta mărturia lor. Și vine femeia asta care nu putea să-i facă nimic. N-avea nicio drept asupra lui. Nu mă încap îndoială că și el se jură și se blastămă că nu-l cunoaște pe Domnul. De frică. În ziua cincizecimii, după ce Duhul Sfânt, focul, coboară peste el, arde frica aceea. Și nu în fața la o femeie, la, spune Scriptura, 3.000 de bărbați și apoi s-au mai adăugat, erau oricum mai mulți. Gândiți-vă câte persoane erau acolo. Se ridică Petru și nu are o predică diplomatică. Știți, s-au întâmplat niște chestii. Nu, voi l-ați răstignit pe Domnul Slavei. Voi l-ați dat în mâna celor fără de lege. Voi ați făcut asta. Dar Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos. Mai Petru, de unde tărie asta? Mai ieri te-ai lepădat în fața unei femei, mai ieri, de frică, efectiv nu recunoșteai și acum vii și vorbești cu asemenea tărie, tu nu-ți dai seama că ăștia te pot rupi în bucăți cât sunt aici, până intervin forțele de ordine, tu nu mai ești, băi, tu nu-ți dai... Nu mă interesează. A venit focul care a ars frica. Iubitul meu,
câtă vreme Duhul Sfânt e în viața ta, poate arde. Am întâlnit tineri, colegi cu mine. Pe timpul respectiv, dintre toate plăcerile pe timpul lui Ceaușescu, nu aveai cine știe, ci decât fotbalul, unii dintre ei. Știți cât tremurau când vedeau un meci de fotbal? Știau toate transferurile, erau pătimași, toți jucătorii, absolut toate echipele din țară, de la noi, toate. Și erau copii de pocăiți. Da, erau pasionați de fotbal. Erau dependenți de asta, efectiv. Nu erau dependenți de Biblie, erau copii din familie, dar tremurau. Când au venit la Domnul și când i-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, Iisus, Tată, nu-i bună dependența asta de așa ceva. Mai degrabă dependența de rugăciune, de scriptură și de adunare, dependența de tine. Te rog, Doamne, eu nu pot să scăp că tremur la fotbal. Nu pot să scăp că îmi plac lucrurile astea, dar ajută-mă Tu. Și a venit Duhul Sfânt. La momentul actual te duci la ei și spui, băi, eu jucat România, băi, dar tu ești patriot, nu-i așa? Nu mă interesează fotbalul. Nu mă interesează. Băi, dar cum erai tu? A ars Duhul Sfânt. Vă provoc, stimații mei, cu lucrurile care vă luptați și unii dintre ele le-ați asimilat, că așa trebuie să rămâi, nu. Expuneți-le, puneți-le la îndemâna Duhului Sfânt și încet vei vedea cum Duhul Sfânt va arde și vă va scăpa de lucrurile respective. Când Duhul Sfânt ca foc vine în viața unui om, în primul rând încălzește, apoi luminează și apoi arde tot ce este rău. Și omul acela, prin Duhul Sfânt, are niște calități excepționale. A doua simbolistică a Duhului Sfânt de care aș dori să mă ocup este cea prezentată de Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 7. Când spune Scriptura că în ultima zi, ziua cea mare a praznicului, Iisus a stătut în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și continuă evanghelistul spunând, vorbea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în Iisus, căci Duhul Sfânt nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese proslăvit. Duhul Sfânt ca apă vie. Domnul Iisus Hristos, stând de vorbă cu femeia samariteancă în Ioan capitolul 4, spune niște lucruri foarte importante despre apa vie care reprezintă pe Duhul Sfânt în versetul 14. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete, banca apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Ceea ce e foarte important, frații mei, când Duhul Sfânt, apă vie, vine în mine și vine în tine, nu-ți va mai fi niciodată sete. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă că noi suntem oameni care trăim în lumea aceasta și bem tot felul de ape otrăvite, îndulcite pentru moment, dar care ne produc o mai mare sete. Nu o să vedeți niciodată un om care câștigă bani, care la un moment dat spune, mi-ajunge. Nu, are sete de mai mult. Nu o să vedeți niciodată bărbați și femei care trăiesc în tot felul de aventuri și să spună, stop, mi-ajunge, deja. Nu, nu, în continuu vrea să mai mult, mai mult, mai mult. Și o fugă așa, pentru că păcatul produce o sete continuă. Păcatul produce o stare de dependență de anumite lucruri și la un moment dat te chinuiești să le mai ai, pentru că nu mai poți să ajungi să le ai, dar setea rămâne înăuntrul tău. Cine primește apă vie peste el, dintr-o dată tot lăuntrul lui este săturat și lui nu-i mai este sete. Îți dă o saturație pe care nimic din lumea asta nu ți-o dă. Vreau să vă spun că am întâlnit cazuri de oameni care au fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Au avut daruri spirituale și au slujit bisericii. Au avut o împlinire și o satisfacție lăuntrică care nu se poate compara cu nimic în lumea aceasta. Dar la un moment dat au zis, măi, totuși eu m-am născut în pocăință, mi-a dat Dumnezeu Duhul Sfânt, dar văd că ăștia se distrează ăștia. Și la un moment dat o lăsat pocăința. S-a dus cu prietenii lui și a început să facă păcate, a început să se distreze, a început să aibă aventuri. Au început să aibă lucrurile astea. Știți că i-am întâlnit pe mulți dintre ei în afară, prin Spania, prin Italia, mulți dintre ei care plângeau la un bar bieți fiind și spuneau, băi, frații noștri se roagă, se bucură în Duhul Sfânt. Noi, ca niște oameni care ne-au umplut Duhul Sfânt, ne-au dat bucuria maximă pe care de atunci am curvit, am băut, am înșelat, am luat droguri și nu ne-am atins niciodată bucuria pe care am avut-o cândva. Nimic nu te mai satisface după ce te-a saturat Dumnezeu. Aș vrea să vă spun, stimații mei, mai ales tineri și tineri născuți în pocăință, de foarte multe ori tindem să ne uităm peste gard la iarba verde a vecinului. De multe ori tindem să ne uităm peste gard că apele furate sunt mai dulci. Dar ne dă Dumnezeu în bunătatea Lui apa Lui vie, care te satură.
Am avut ocazia să vorbesc cu oameni care au făcut parte din lumea interlopă, care tot ce înseamnă plăcere au avut, tot ce înseamnă, de la bani, droguri și toate cele le-au avut. Într-o zi s-a îndurat Dumnezeu de el pe baza rugăciunilor mamei, a tatei, a unui prieten și l-a adus la pocăință. L-a umplut Dumnezeu cu Duhul Sfânt și i-a dat bucuria mântuirii. Și omul ăla vine și spune, băi, am făcut și asta, și asta, și asta, și asta, toate plăceri, care, toate păcate care dau plăcere de o clipă a păcatului. Și a spus, nicio bucurie de genul ăsta nu atinge bucuria când mă ia în primire Duhul Sfânt, niciuna dintre ele. De ce? Pentru că Dumnezeu e drept. Nu ne dă poate casa pe care o visăm, nu ne dă mașina pe care am dorit să o avem, nu ne dă alte lucruri, însă în bunătatea lui Dumnezeu este gata să ne dea Duhul Sfânt, ca să umple lăuntrul nostru și niciodată să nu ne mai fie sete de altceva. Vă încurajez, frații mei, bucurați-vă în Domnul, Doamne ajută! Stați în părtășie cu Domnul, stați în lumina Domnului și lăsați ca starea asta de saturație să rămână peste viața voastră. Când eram tânăr copil, mergeam la o adunare de țară, din localitatea noastră. Se cântau cântări ca păcătos ca mine lui și foarte agale așa. Frații bătrâni predicau din psalmi și mai mult îi citeau, nu îi explicau. Noi cu puțină școală, toți ceilalți, am fi vrut niște explicații teologice, dar de unii greacă, latină și așa mai departe. De unii. Era cum era. Era o stare, mai ales duminica dimineață, de plictiseală. În timpul ăsta, prieteni de-ai mei, din alte familii, vă spun, băi, dar eu vreau să mă duc, să mă distrez, măi, există ăștia, să adună la discoteci, mai, ce mai era pe atunci, uite, îți fac niște găști, ești important, stai aici și cânti păcătos ca bine, nu-i și asculți pe Badea Gheorghe vorbind de așa, noi știm când începe, știm și vorbește, fiecare avea psalmul lui preferat și fiecare vorbea aceleași lucruri din același psalm. Și stai chiar aici, eram și eu tentat așa, dar s-au rugat părinții mei și știu că băieții ăștia au plecat și fete au plecat, s-au dus, n-au mai venit. E drept că au început să-i vedeam lunea pe la școală, după duminică, după ce se distau, îi durea capul, fugeau la toaletă, aveau efecte adverse, dar pe lângă bucuriile care spuneau ei că le iau atunci acolo, astea erau efecte secundare, nu era tare mare important. Mai târziu am aflat că s-au bătut cu anumite găși și aveau dinți de plastic deja, alții aveau o placă de titan la cap, unii dintre ei s-au mai încălcit, s-au mai încurcat cu unul cu altul, s-au trezit cu copiii fără să-i dorească, așa au fost bonusurile lor. Eu am rămas să cânt aceleași cântări, păcătos ca mine, nu-i, cu fratele Vasile, cu fratele Gheorghiță, cu fratele Cutare, am rămas în biserică, am crescut acolo, m-a umplut Dumnezeu cu Duhul Sfânt, am mers mai departe, unii dintre ei la momentul actual nu mai trăiesc. Alții dintre ei sunt alcoolici. Mulți dintre ei spun, nu am putut să am viața pe care mi-am dorit-o pentru că am făcut alegeri greșite. Acum aș vrea să te întreb, dacă ești în fața unei asemenea decizii, ce accepți? Să fii ca mine care am rătat pușcăria? Nu știu cum e în pușcărie. Să fii ca mine care n-am copii prin altă parte? Să fii ca mine care am rătat să știu ce înseamnă aventurile lumii acestea și să fiu credincios unei singure soții care e și ea credincios mie și în care mă încrede în plin? Iubiții mei, de aia trebuie să stai aproape de Domnul, Doamne ajută! Nu vei ști ce-s drogurile, nu vei ști ce-s aventurile, nu vei ști ce-s bolile venerice, folosesc un termen așa mai direct, nu vei ști, dar vei ști ce înseamnă să-L lauzi pe Domnul prin Duhul Sfânt. Stai înaintea Domnului, pentru că îți dă o saturație pe care nimic din lumea asta nu ți-o dă. Al doilea aspect pe care aș vrea să vi-l spun, când primești Duhul Sfânt, apa vie, nu numai că îți dă o saturație pe care nimic din lumea asta nu te poți bucura, indiferent ce-i faci tu, să bani o grămadă să-ți dea, n-ai ce face cu ei. Bucuria în Duhul Sfânt este definitorie. Starea aceea de părtășie cu Domnul în Duhul Sfânt este ceva excepțional. Nu numai atât, spune că se transformă în tine într-un izvor care atinge ceva ce nimic din lumea asta nu poate atinge. Atinge veșnicia. Toate lucrurile din lumea asta trecătoare se duc. În mine, când Duhul Sfânt vine, este un izvor care țâșnește și merge în veșnicie. Stimații mei, când Duhul Sfânt vine în viața unui om, nu numai ca stemă, ci efectiv ca putere și ființă, a treia ființă din Dumnezeu, omul acela va începe să se manifeste într-un anumit fel. Noi suntem gata să dăm Duhului Sfânt picioarele noastre, suntem gata să dăm mâinile noastre, urechile noastre, ochii noștri, ultimul mădular pe care îl dăm noi Duhului Sfânt și la care suntem atenți ce facem cu el,
este limba și gura. De aceea prea plinul, că noi nu suntem un vas sub presiune, prea plinul nostru este limba. Când un om ca vas este umplut de Duhul Sfânt, el dă prin prea plin. Și semnul că Duhul Sfânt a umplut vasul respectiv este că el vorbește ceea ce îi dă, ceea ce l-a umplut pe el, și anume vorbește de la Duhul. Ori Biblia vine și spune că din toate darurile pe care le poate avea un credincios, singurul dar care mă zidește pe mine și mă pune în legătură cu Dumnezeu este vorbirea în alte limbi. De exemplu, profeția, totdeauna zidește pe altul. Eu nu pot să spun acum la vonul bisericii dumneavoastră, mă opresc dintr-o dată, spun, bărbatule, deschide gura larg și eu îți voi da învățăminte pentru poporul meu, amin. Și ce predică? Frate, întreabă, băi, dar frate, fii, pentru cine ai vrut? Pentru singur să mă zidesc eu în timpul predicii. Nu pot avea așa ceva. Altul poate avea, eu pot poate avea pentru altul, dar profeția nu-i pentru mine. Lucrarea lui Dumnezeu, darurile nu sunt pentru mine, sunt pentru alții. Ori vorbirea în alte limbi, cine vorbește în alte limbi, se zidește pe sine însuși, se fortifică pe el însuși. De-aia are atâta ciudă diavolul pe vorbirea în limbi. Păi el are atâta experiență, a văzut miliarde ca noi. I-a dus pe jos pe toți, i-a terminat. Nu conta ce deștept era, ce capacitate sau cât de sfânt era. S-a luptat cu el până la capăt și avea resurse. Lui își pare rău cu oamenii dormi. Pentru că el nu doarme, nu obosește. Și noi când dormim, când suntem obosiți pe seara, așa ne ispitește mai repede, suntem mai irascibili, de-aia e bine să te culci mai repede o leacă. Și când te scoli, el abia te așteaptă, când dormi, nu te poate atinge cu nimic, nu poate face nimic. Abia așteaptă dimineața să dea de tine, să începe să te ispitească. Pentru că el nu are pauză în domeniul ăsta. Și imaginați-vă, te constrânge prin profesor, prin colegi, prin circulația de pe drum, că vezi că altul ți intră în față. Sunt tot felul de lucruri care te irită, te supără. Și el stă cu tine în mașină acolo, el stă cu tine pe autobuz, îți zice, zi ceva, spune ceva. Și la un moment dat tu te abții, tu. Dar în timpul ăsta consum dinăuntru. În timpul ăsta unde lemnul se consumă. Și la un moment dat vezi că tânărul ăla, tânăr, aia bărbatul ăla și pe care diavolul aproape l-a făcut să îi nerveze. Aproape vine și scaxoneze pe drum pe oși și cine, că e supărat. Numai vezi că ăsta găsește un loc de mai intim, așa, începe să spună, Tată Ceresc, îți mulțumesc, și tot ce-o clădit diavolul în ziua aceea cu toate legiunile lui de îngeri, se dărâmă, pentru că ăsta dă jos de pe el toată, așa, și spune, mărit să fie Domnul, că este medicul meu, stăpânul meu și Domnul meu. S-a zidit prin Duhul Sfânt. Nu numai atât, frații mei. Știm că trăim pe un pământ ocupat, abuzit de diavolul, însă, și Domnul Iisus spunea, iată că vine la mine stăpânitorul lumii acesteia, dar el n-are nimic în mine. Când noi ne rugăm în limba română, în engleză, în chineză, ce limbă știi tu, lângă tine mai este cineva care te interceptează. De aia spunea cuvântul Domnului prin Domnul Iisus, iar tu când te rogi, intră în odăița ta și încui ușa. Când ai încuiat ușa, nevasta, copiii, pastorul, preotul, nu mai poate veni după tine cu ușa încuiată. Dar acolo unde e ușa încuiată, deci unde ești tu, în solitudine, singur, mai intră cineva care vrea să vadă ce dorință ai tu. Ce anume dorești tu de la Dumnezeu? Care sunt cele mai intime momente. La restul, la oameni, nu-ți deschizi inima. Dar în fața lui Dumnezeu poți să-i spui totul. Și acolo intră cineva. Și Biblia spune, acolo, roagă-te tatălui tău în ascuns, sau în secret, sau în termeni militari, codificat. Și n-ai de unde să știi. De aceea spune Sfânta Scriptură că prin venirea Duhului Sfânt în noi, cine vorbește în altă limbă, și dați-mi voie să vă citesc versetul ăsta foarte frumos, foarte ziditor și foarte urât de diavolul, și din nefericire de mulți oameni nu-l băgat în seamă, spune Sfânta Scriptură în 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 2. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci continuă Sfânta Scriptură, căci nimeni nu-l înțelege, și cu Duhul, el spune, taine. Imaginați-vă că diavolul știe, încă o dată vă spun, toate limbile. Și tu când începi să te rogi la Tatăl Ceresc prin Duhul Sfânt, vorbești într-o limbă pe care nimeni nu te înțelege, implicit diavolul, că doar se adresează doar lui Dumnezeu. Doar lui Dumnezeu. Mă uit la Apostolul Pavel, care a mers în biserica din Corint, unde ăștia au exagerat cu profețiile și cu vorbirea în alte limbi. Cât se poate exagera și în lucrurile astea? Ca în toate lucrurile bune. Au exagerat. Și m-aș fi așteptat ca Pavel să vină ca un om care pune rânduială. Băi, ajunge cu vorbirea în limbi, ați vorbit destul. Ajunge și cu prorocia, ați prorocit destul. 2 ani de zile liniște, gata, se termină cu asta. Cel puțin mai luăm o pauză. Nu. Pavel vine și spune în felul următor. Nu, puneți rânduială în astea.
Cât privește vorbirea în alte limbi, vorbește în public doar dacă ai om care are darul tălmăcirilor ca biserica să capete zidire, iar dacă nu este cineva, vorbește numai lui Dumnezeu și ție însuți, adică zidește-te pe tine. Cât despre proroci, să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Frații mei, Pavel, de ce n-ai terminat cu totul, cu treaba asta? Că mulți ar vrea să rezolve problema asta. Nu! Puneți rânduială, pentru că lucrurile astea sunt folositoare. Și el mai face o declarație bulversantă, căci eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Însumați toți cât vorbiți și vă veți putea da seama cât timp petrec eu vorbind în alte limbi cu Dumnezeu. Pentru că este un izvor care îi țâșnește în viață veșnică. Țineți cont că asta înseamnă să ai, nu numai stema, am primit, am, dar cum se manifestă? Cum se manifestă? Că tu pe frați nu iubești, tu părtășii n-ai, tu efectiv totdeauna te uiți, băie, dar câștigă la bani, dar cum fac și eu? N-ai saturație, totdeauna mai vrei, mai dorești, mai cauți, când auzi că altul o schimba mașina, cum faci și tu? Nu mai poți de ciudă. De ce? Pentru că setea a rămas înăuntru tău. Lasă-L pe Duhul Sfânt să te umple și ai să vezi că ai o sățietate și dacă Domnul rânduiește să ai ceva, slăvit să fie Domnul. Dar cum spunea fratele în debut, dar dacă ți-a Domnul, slăvit să fie Domnul, că El știe de ce ți-a. Și mulțumim Domnul și pentru ceea și ne mai lasă, lăudat să-i fie numele. Auzeam cândva de un frate care până a se pocăi, a avut o poziție așa, că tot se mai ducea și mai lua dintr-o casă, din alta, transfera bunurile altora, s-o ocupa hoțiile. Dar la un moment dat omul ăsta s-a pocăit și într-o seară când era la adunare, omul ăsta vine și-l anunțește. Păi, a intrat hoță la tine în casă. Și ăsta s-a dus acasă, într-adevăr a intrat hoță, o lua ce omul de valoare. Următoarea slujbă era el cu nevastă și păstorul întreabă, băi, dar n-ai pus pe nimeni paznic? Nu. I-am spus, Doamne, mulțumesc că ai trimis niște oameni să ia de la mine tot ce am luat eu de la alții. Și dacă o mai rămas ceva, data viitoare iar la slujbă, trimite să completeze totul. Că la un moment dat îți dă Dumnezeu saturație, îți dă saturație și efectiv nu te mai interesează lucrurile astea. Nu te mai interesează. Câtă vreme n-ai ajuns la saturația aia, stai atent, oare ce se întâmplă, oare ce se va face, cum se va face? Frații mei, câtă vreme ne-a umplut Dumnezeu cu Duhul Sfânt, putem să spunem și în pandemie, dacă trăim pentru Domnul, trăim, iar dacă murim pentru Domnul, murim. De ce? Pentru că ne-a dat acea satisfacție lăuntrică, care ne-a umplut inima de atâta bucurie. Când Duhul Sfânt vine peste tine, îți dă saturație. Apoi, Duhul Sfânt face să ai o legătură și țâșnește în viața veșnică. Ai comuniune cu Dumnezeu. Tu, nu numai păstorul tău, tu. Tu ai comuniune cu Dumnezeu. Și apoi, iubitul meu, înviorez pe alții. Duhul Sfânt te ajută să folosești la ceilalți. Spune Scriptura în cartea Ezechiel, de un râu care iese de sub pragul casei lui Dumnezeu, oriunde ajunge apele să fac sănătoase, totul se înviorează, totul capătă viață. Iubiții mei, spunea Domnul Iisus că se va preface în el din râuri de apă vie care vor țâșni. Înviorezi inima altora. Ești o sursă de binecuvântare. Te bucuri de prezența Domnului, că trăiești starea asta de plinătate. Aș vrea să te întreb, ești în modul ăsta, mai ales acum? Câtă vreme e atâta întuneric, câtă vreme toți îți contra și tu te ridici și spui, nu, Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul meu. Puteți să contestați voi ce vreți, dar El este regele meu. Acum se depune mărturie. Acum trebuie să înviorezi pe alții. Acum se uită oamenii la tine. Ce faci tu în situația asta? Cum te descurci în starea asta de lucruri? Acum lasă bucuria mântuirii să o vadă ceilalți. Apostolul Pavel ajunsese la un moment dat să fie judecat pentru credința în Domnul nostru Iisus Hristos și pentru lucrarea pe care o făcea. Ajunge să spună că toți m-au părăsit, dar Domnul a stat lângă mine la întâiul meu cuvânt de apărare. Și totuși scrie filipenilor din temniță, reținut și îngrădit acolo, bucurați-vă și iarăși spun, le spunea unor oameni care nu-i pândea momentan temnița. Le spunea unor oameni care puteau mânca tot ce își dorea. Le spunea unor oameni care n-aveau îngrădiri. Dar cel îngrădit, cel pus acolo, cel aștepta, care aștepta să fie turnat ca o jertfă de băutură, îi atenționa pe ceilalți, băi, lăsați râurile de apă vie să iasă din voi, băi. Lăsați-le că-i vremea. Bucurați-vă și iarăși zic, bucurați-vă. Trăim noi stările astea? Suntem noi o sursă de bucurie pentru ceilalți? Lucrăm cu darul pe care ne l-a dat Domnul ca să zidim viața celorlalți? Aș vrea să vă spun, fă cumva și înviorează viața celorlalți. Ai impact asupra lor.
Și dacă Duhul Sfânt, ca apă vie, este peste viața ta, vei trăi lucrurile acestea. Ultimul aspect pe care vreau să-l subliniez la Duhul Sfânt, ca simbolistică, pe lângă faptul că este un foc, este o apă vie, el este prezentat în Biblie în mod foarte frumos ca și porumbel. Spune Sfânta Scriptură că peste Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt s-a coborât la botez în chip de porumbel. Iubiții mei, Duhul Sfânt ca porumbel în viața noastră vine să ne arate câteva lucruri. În primul rând, porumbelul nu mănâncă gunoaie, nu-i plac hoiturile. Sunt alte păsări care servesc gunoaie, stau pe mortăciuni și așa mai. Porumbelul nu. Porumbelul mănâncă curat. Ori, iubiții mei, câtă vreme Duhul Sfânt nu coboară în noi și noi avem numai stema, dar nu e acolo Duhul Sfânt. Ne plac picanteriile așa. Să mai ceartă un soț cu o soție, mai zboară farfurii zburătoare prin casă, mai cu tare, cum a fost, ce a fost, parcă am vrea să fim acolo cu filmatul. Parcă acolo. De ce? Pentru că ne plac lucrurile astea. Auzim că într-o biserică e așa, ce? Cum? Dacă la un moment dat cineva se mărturisește, ce anume se mărturisește, parcă am vrea să fim în camera pastorală, să auzim noi tot acolo. Când vine porumbelul, nu-i plac hoiturile, nu-i place mizeria, nu-i place. Efectiv, nu mă interesează. Și eu am fost om căruia mi-au plăcut picanteriile. Dacă ne lași pe Duhul Sfânt porumbelul să vie în viața ta și cineva spune, măi, cu tare, uite așa, măi, cum îl putem ajuta? Îl putem ajuta cu rugăciune? Putem ajuta? Frate, să-ți povestim, nu-mi poveste, spune-mi de ce ai nevoie în domeniul ăsta, ce anume putem noi face? Uită-te în viața ta, ce anume aduni? În societatea în care trăim, toate resturile, toate produsele se pun și se ambalează în ceva anume. Când ai de aruncat gunoi, există coș de gunoi. Există coș de gunoi. Când te duci de la biserică, pe vasul tău scrie ceva. Pe vasul tău scrie ceva. Pe vasul tău poate scrie coș de gunoi. De aia când te duci la biserică, vine unul, nici nu te întreabă. Bă, ai văzut? Nu trebuia să-l pună ăștia la predică pe el. Dar ce au pus pe ei să cânte, băi? Dar corul cântarea asta trebuie să o cânte. Pac, ridic capacul și puc, pune acolo. Nici nu te întreabă, băi, ești de acord? Pe tine de multă vreme scrie coș de gunoi. De ce? Pentru că așa te-ai obișnuit dintre ei, așa, băi, aveți ceva gunoi, dați la mine, că tare bine îmi place. Păi să vezi în ziua de încercare, când ridici capacul, nu poți rezista acolo. Dacă l-ai prins pe omul ăsta în tensiune la o adunare generală sau când ai supărat el și ai ridicat capacul, nu-ți trebuiește altceva. Nu-ți trebuiește. De ce? Gunoiul ăla fermentează. Dar ia mai imaginați-vă dumneavoastră că în viața dumneavoastră aveți miere de albine. Le mai spun la frați, am prieteni care au miere special, așa, unii dintre ei au miere de eucalipt, care nu o găsim la noi. Și îmi spune, frate Virgil, dă-mi un recipient ceva, un borcan, ceva mai mare, așa, să-ți dau niște miere de asta. Eu niciodată nu-i spun, băi, am într-un borcan de asta mai mare, am avut niște zacuscă, m-a mai rămas un sfert, toarnă mierea, peste să vezi și originală este treaba. Miere de eucalipt cu zacuscă, așa o să iasă ceva și nu au nici aia din țările de unde are miere de eucalipt și nici noi nu avem zacuscă cu miere de eucalipt. O să iasă ceva splendid. Nimeni nu face asta. De ce? Pentru că știi că nu se face așa ceva. Și voi scoate zacusca noastră românească, autentică, o scot afară, dacă n-am alt recipient, spăl bine vasul ăla, pun detergent în el să-și piardă mirosul de zacuscă, că altfel am miere de eucalipt care miroase ca zacusca. Și nu e ok. Deci voi face totul ca să fie curățat. După ce vasul ăla, borcanul ăla, recipientul ăla e curățat, în el se toarnă miere de albine. Știți de ce durează la unii stăruința foarte mult? Că mai au zacuscă. De-aia trebuie să roage. Dar îi țin la zacusca lor că, Doamne, am făcut-o cu greu azi toamnă. Cu greu am. Și Domnul spune, vreau să torn ceva de preț, să țâșnească în veșnicie și nu vreau să țâșnească zacuscă de-a ta. Să țâșnească în veșnicie apă vie, măi, curăță, curăță. Știi că durează lupte? Am întâlnit oameni care au stăruit ani de zile, lângă ei boteza Domnul cu Duhul Sfânt la foc automat, el rămânea să asigure continuitate pentru anul viitor. Iubiții mei, nu e ok, dar dacă nu curăți, Domnul nu va turna, dar dacă curăți și prin sângele Domnului și prin mărturisire ai posibilitatea asta, Domnul toarnă Duhul Sfânt. Fii pregătit pentru lucrul ăsta, sunt lucruri la care ții, sunt lucruri a tale, sunt lucruri personale. Domnul îți cere o inimă curată, va turna Duhul Sfânt acolo. Ori, când vine porumbelul în inima ta, pe lângă Duhul Sfânt vor fi totdeauna lucruri curate. Totdeauna, bă, ce cuvânt au avut, ce cântări potrivite au ales, frață, ce versuri, așa m-am zidit. Îmi vine să strig aleluia, dar nu mai striga nimeni. Dar îmi vinea, efectiv, am avut o părtășie așa de frumoasă, am avut un har deosebit în adunare. Ori cum și ce bine a vorbit fratele ăla și ce slujitori avem noi deosebiți. Știi că la un moment dat, pe vasul tău,
scrie vas curat. Știți că lângă tine se vor veni oameni și vă spune, băi, cine a vorbit Domnul astăzi? N-am avut vizitatori, am avut frații noștri. Mă, dar ce frați deosebiți avem. Noi am început să-i apreciem numai pe ei din altă parte, dar uite cum îi folosește Domnul pe a noștri. Uite ce frumos! Și să lasă așa împrejurul tău, când îți deschide cineva capacul la vasul tău, primește o mireasmă plăcută a Harului Dumnezeu, că de ani de zile tu nu strângi greșelile, tu nu strângi mizerile, tu nu aduni hoiturile cuiva, tu strângi mierea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, Harul lui Dumnezeu. Uită-te pe vasul tău ce ai. Nu le amesteca, fratele meu. Uită-te în viața ta ce ai, că porumbelul nu iubește asta. Al doilea aspect al porumbelului este că se spune că porumbeii n-au fiere și din asta sunt foarte blânzi. Nu o să vedeți porumbei atacând oameni. Nu o să-i vedeți. Nu o să-i vedeți că se răzbună. De obicei ei fug, se așează, evită confruntările. Aș vrea să vă spun, când Duhul Sfânt vine în viața ta, nu mai ești acel om, chiar dacă ai dreptate în anumite lucruri, nu mai ești așa de înțepător, nu mai sai așa cum spunea un frate de la noi, băi, dacă iei un coș american și îi pui o oglindă în față, el stă și sare în oglindă până să tot se umple de sânge. Singur se bate acolo. Nu mai ești așa de insistent asupra unor lucruri. De ce? Pentru că când vine porumbelul, ești blând, ești liniștit. Îți aduce aminte că și tu ai fost cândva în starea asta și ai nevoie de cineva și spui, lasă că discutăm asupra acestui subiect, vom vorbi altă dată, mai studiem, mai vedem. De ce? Pentru că porumbelul îți dă acea pace și liniște și atunci când mustri, ai totdeauna la tine, revin, anestezia. Știi ce? Tu ești un om deosebit, te-a chemat Domnul la mântuire. Însă aspectul ăsta, cred că ar trebui să-l schimbi. Nu știu dacă poți dintr-o dată, dar dă-mi voi să mai veghez asupra ta și te rog, veghează și tu asupra mea. Pentru că porumbelul te învață să te relaționezi, să fii blând. Apoi, sunt oameni care le place să facă răul și din nefericire și sunt și printre noi din ăstea. Porumbelul te ajută să nu fii răzbunător. Pentru că nu-ți trebuie școală. Nimeni dintre noi, după ce faci unul un rău sau spune o vorbă, nu trebuie să ducă la o școală specială și ar trebui să-i fac eu lui ăsta. Știi pe loc ce trebuie să-i faci și îi dai cu bonus ca să învețe minte și nu mai fac niciodată. Știi lucrul ăsta, ți se dă. Efectiv, firea pământească spune, acum te ajut eu. Iubiții mei, când vine porumbelul, pune firea pământească și spune, nu, nu e ok. Eu trebuie să-mi iubesc și dușmanii, nu numai frații mei care mai greșesc. E adevărat că aș putea zice o vorbă de a rămânea și nu-și poate reveni. E adevărat că aș putea face acces, apel la informații care l-ar face de râs pe el. Dar Duhul Sfânt nu-mi dă voie. Duhul Sfânt e blând în mine. Duhul Sfânt e liniștit. Sunt ca un copil înțărcat la sânul mamei lui. Eu am pace. De ce să-l tulbur și pe el? Vei găsi un moment potrivit. Duhul Sfânt învață asta, fratele meu. Ultimul aspect pe care îl face porumbelul, frații mei, dacă l-ai în viața ta, pe Duhul Sfânt ca și porumbel, este că totdeauna te leagă de casă. Există porumbei voiajori pe care crescătorii lor îi iau și îi duc la mii de kilometri distanță. Uneori la 2000, alteori la 3000, citeam că îi duc. Poate sunt și porumbei care pot fi duși la mai mari distanțe, după care îi lasă liberi. Și porumbelul acela voiajor începe a zbura, se oprește și mănâncă doar câteva boabe și bea niște apă, după care zboară și nu se oprește până n-ajunge acasă, unde a fost crescut, unde a fost hrănit și unde e casa lui. Ne-am născut în lumea aceasta a pietrei și a lutului. Ne-am născut în lumea asta a cimitirilor, a suferinței, a cancerului, a pandemiei, a urii, a războaielor, a oamenilor care abuzează. Ne-am născut în lumea asta. Și asta e lumea pe care o știm noi. Am mai vrea să fim aici. Când vine porumbelul, Duhul Sfânt în viața noastră, dintr-o dată știm că există un loc care e țara noastră. Dintr-o dată știm că acolo nu mai suntem extraheri. Dintr-o dată știm că acolo e casa noastră. Și dintr-o dată dinăuntru nostru, fără să avem documente, poze ale pomului vieții, ale râului vieții, a splendorii de acolo, doar pe bază de credință că Hristos ne pregătește un loc și ceva splendid, ne spunea Apostolul Pavel, începem și noi și cu Duhul și Mireasa să strigăm, vino Doamne Iisuse. De ce? Pentru că porumbelul îți spune, acolo e casa ta. Acolo unde te așteaptă Tatăl, unde te îmbrățișează Fiul și unde pentru totdeauna vei fi cu Domnul, că e cu mult mai bine. Amin. Ați ascultat un mesaj al pastorului Virgil Neagu, așa cum a fost el prezentat la Biserica Poarta Cerurilor din Timișoara, pe data de 2 martie. David Reguș sunt, întâlnire vă dau din nou aici la Actualitatea Evanghelică, ediție specială. Pe curând!
mesaje, conferințe, predici, toate la ediția specială Actualitatea Evanghelică. Ce s-a spus ieri, noi redăm azi, pentru ca tu să știi mâine.